Sub aceste auspicii se va desfășura duminică la Pui derbiul de Valea Străiului într-o partidă ce va opune gazdelor pe cei de la Răchitova. Ambele echipe sunt neînvinse în această ediție de campionat și își doresc ca și după jocul de duminică să rămână tot așa. În etapa precedentă, cele două echipe au învins, dar în mod diferit. Cei de la Pui cu scorul de 5-1 la Sărgeția Bretea Română, iar cetățenii au câștigat la Masa Verde cu scorul de 3-0 într-un meci considerat tot în deplasare la Unirea Șuimuș. Bineînțeles, vom merge la victorie. Băieții deja se pregătesc, au avut două antrenamente pe săptămână și mergem să câștigăm. Meciul se va juca pe teren. Merg, voi deplasa și 100 de spectatori după raza comunei, o să pun la dispoziție cel puțin 3 microbuze și, într-adevăr, vrem să câștigăm meciul. Dar așa cum este vorba populară, când doi se ceartă, poate beneficia al treilea. În cazul unui succes al cetățenilor sau la o remiză coroborată cu o posibilă victorie la Minerul Teliuc a celor de la Dacia Boșorod, îi poate aduce pe aceștia din urmă la 4 puncte de lider, indiferent care ar fi acesta. Ultimele 5 etape vor fi în acest caz extrem de interesante. În tur, în jocul de la Răchitova, Cetate și Măgura au terminat nedecis, scor 1-1.